Asistent universitar dr. Mihaiță Pătrășescu este cadru didactic la UMF Carol Davila la Catedra de Gastroenterologie și Medicină Internă a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central din 2015. Are dublă specializare de medic primar în alergologie și imunologie clinică, dar și de medic primar gastroenterolog, având competențe în endoscopie digestivă diagnostică și terapeutică, dar și în ecografie generală. Are la activ mii de endoscopii digestive și diagnostice și terapeutice, dar și tehnici endoscopice complexe, printre care IRCP stenturi esofagiene, dilatare, stricturi cu balon, montare balon intragastric pentru obezitate. La Spitalul Militar Central din București, unde își desfășoară activitatea de la terminarea facultății, mai precis din anul 2000, efectuează această tehnică de top, de vârf la noi în țară, numită IRCP, încă din 2013. Despre această tehnică, ce presupune ea, la ce folosește și când e indicată, o să vorbim în cele ce urmează. Aș vrea mai întâi să ne spuneți denumirea exactă a tehnicii, chiar dacă nu o să o da. rețină prea multă lume minte și în ce situație este recomandată ea. Ok, termenul englezesc s-a încetățenit, ERCP din engleză, endoscopii retrograde, colangiopancreatografie, adică s-ar tălmăci în limba română, colangiopancreatografie endoscopică retrogradă, este o tehnică endoscopică de vârf care combină, combină endoscopia digestivă cu un endoscop special, cu, cu radiologia diagnostică se efectuează într-o sală care sub anestezie generală și care presupune o echipă complexă în plus față de medicul iarsipist care, care, care desfășoară procedura. Tehnica se adresează în mare parte căilor biliare și a obstacolelor care se pot găsi în căile biliare, spre exemplu, cel mai frecvent se folosește pentru litiaza biliară, pentru calculii care ajung în calea biliară, de cele mai multe ori migrând din colecist. Ajungând în calea biliară, Determină acolo o obstrucție cu un icter mecanic, iar medicul gastroenterolog care practică această tehnică vine cu, cu, cu instrumentarul specific pe endoscop și realizează extragerea calculului din calea biliară. Tehnica, tehnica uh, presupune anestezie generală și uh, este, o, este, este, este o tehnică uh, de vârf în, în gastroenterologie. Nu Face fiecare gastroenterolog endoscopist, pentru că presupune o curbă de învățare destul de, de, de lungă. Practic, se face în centrele universitare? Da, se face în centrele universitare. Aparatura de, de endoscopie digestivă care este utilizată pentru această uh, tehnică, este o aparatură complexă și, și, cum spuneam, curba de învățare este, este destul, de, destul de, de lungă. Iar, iar uh, uh, riscurile procedurii, pentru că este o procedură aproape semichirurgicală, cred că am putea o defini fără să, 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 să greșim, riscurile acestei proceduri presupun uh, efectuarea ei într-un uh, spital care are, să aibă posibilități și de anestezie Terapie intensivă și de chirurgie, dacă apar complicații chirurgicale. Când este indicată ea? Cel mai adesea, situația care, care duce la, la, la indicații de ASP este acea situație în care un pacient prezintă calcul în vezica biliară, recte în, în colecis calcul de dimensiuni mai mici care pot să migreze într-un episod de colică biliară, o durere severă, de obicei localizată sub coaste în partea dreaptă sau în coșul pieptului, cu caracter de, de, colică, debutea de cel mai mult după un prânz gras. Un calcul migrează din, din colecis cu durerea respectivă, deci cu colica biliară, ajunge în calea biliară și acolo se oprește. În momentul în care s-a oprit în calea biliară, durerea devine foarte severă și pacientul devine icteric, se îngălbenește. Urina devine roșietică, adică hipercromă, spunem noi, și asta este un semn că trebuie să intervină medicul endoscopist care practică tehnica de ERCP pentru a scoate piatra de, de acolo. Până acum se intervenea clasic, cu chirurgia. Da, până, 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 acum câțiva zeci de ani tehnica nu este chiar, chiar nu este chiar, chiar nou, până acum câțiva zeci de, de, de ani, uh, chirurgul într-o astfel de situație intervenea, deschidea calea biliară, scotea pietricica și, și închidea la loc uh, calea biliară. În fine, tehnica este grefată de un risc mare de, 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 de complicații, motiv pentru care, în momentul de față, uh, prima opțiune într-o astfel de situație nu este chirurgul, ci este medicul uh, gastroenterologiar SIPIST. Deci, cu alte cuvinte, când există un astfel de caz, chirurgii trimit către IRCP, acolo unde se poate și da, există. Da, da. da. Deci, dacă, dacă, dacă apare un astfel de caz, chirurgul, chirurgul preferă să trimită la, la, la IRCP, este acolo unde există, evident, tehnica nefiind, nefiind cu o răspândire atât de largă precum alte tehnici de endoscopie digestivă. Dar în alte țări cum este? Tehnica asta e răspândită? Fiind o tehnică destul de costisitoare, a, depinde foarte probabil și de, de capacitatea sistemului de sănătate de a suporta cheltuielile legate de, de această tehnică. Spre exemplu, spre exemplu, reținuse încă în, în Olanda, în cei șapte ani de rezidențiat în gastroenterologie, un an de zile este doar pentru a învăța tehnica de ERCP ceea ce cred că spune foarte 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 multe lucruri. Presupun că nu toți medicii gastroenterologi olandezi practică iar Cipro, dar toți îl învață îl învață un an de zile în timpul rezidențiatului. Ceea ce sugerează că este o tehnică, este o tehnică foarte importantă și, și e, foarte practicată acolo unde există posibilități, posibilități financiare de a, de, a, de a susține un laborator de endoscopie cu, cu, cu accesorii de IRCP. Care este avantajul pentru pacient? Avantajul pentru pacient, în primul rând, că, că uh, este cruțat de o tehnică de, de chirurgie cu complicațiile aferente. E prim, primul, prim, prima, prima, uh, primul beneficiu al, al IRCP-ului. Uh, apoi, recuperarea, recuperarea este mult mai rapidă decât după o intervenție chirurgicală, pentru că, practic, este o endoscopie digestivă în care există există acolo o secționare a sfinterului biliar pentru a putea scoate. Pietre din calea biliară, dar, dar pacientul, pacientul curând se poate externa dacă nu apar complicații. Și se poate externa vindecat din toate punctele de, de, de vedere. Deci, e mai puțin invazivă decât chirurgia este mai puțin deschisă? Invazivă decât, decât chirurgia deschisă și are mai puține complicații decât chirurgia, decât chirurgia deschisă și recuperarea este mult mai rapidă. în general, avantajul endoscopiei terapeutice în comparație cu chirurgia, avantajul endoscopiei terapeutice și pe alte tehnici de endoscopie terapeutică în care până nu de mult intervenea doar chirurgul, acest avantaj rezidă în faptul că pacienții se recuperează foarte repede. Se recuperează foarte, foarte repede și evident vindecarea, vindecarea Vindecarea care este fără fără complicații.